ei, binecuvintează sufletele Domnului și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează sufletele Domnului și nu uita niciuna binefacere Lui. Dacă l-am lăudat pe Dumnezeu prin cântare, veniți să facem lucrul acesta și prin rugăciune. Hai să-L lăudăm, să binecuvântăm pe El, pentru că și anul acesta Domnul a fost bun cu noi. Credincioșia Domnului a fost atât de mare și El ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi. Merită să primească mulțumirea, merită să primească lauda și merită să primească gloria din partea noastră. Vă invit să stăm în rugăciune fiecare dintre noi. Cine este îndemnat într-o afirmație scurtă de laudă, de slăvirea numele Lui Dumnezeu, să vină în rugăciune. Astăzi este o zi de sărbătoare de mulțumire. Dar vreau să vă zic că astăzi este cea mai importantă zi de sărbătoare. Care este cea mai importantă zi de sărbătoare a unui credincios? În fiecare zi. Dar eu zic că cea mai importantă zi va fi atunci când ne vom întâlni cu Creatorul nostru. Următoarea cântare chiar despre asta vorbește. Zice așa. Ce sărbătoare atunci va fi când mirele va întâlni? Vă invităm să cântați împreună cu noi, să ne bucurăm, să sărbătorim pe Cel care ne-a creat pe noi. Amin.
fost bun sau n-a fost? Este dovada credincioșiei, dovada bunătății lui Dumnezeu și dovada că El este Tatăl nostru, acel care binecuvintează pământul, acel care dă ploaie și care dă soare și face ca pământul să rodească. Câte lucruri frumoase putem vedea aici. Vă invit din nou să stăm într-o atitudine de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și Psalmul 50 spune în felul următor. Ascultați cuvântul Domnului. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește. Mă proslăvește, spune Dumnezeu în Scriptură. Spune că era odată un om tare nemulțumitor. Lacom să adune, să strângă un strângător. Și omul ăsta nemulțumitor a fost invitat de către un prieten de-al său pocăit să vină la biserică. Și după o stăvință supărătoare, omul nemulțumitor a acceptat să vină la biserică. Și se făcea că în biserica aceea, în vremea aceea, predica John Wesley, un mare evanghelist. Și predicatorul acesta avea o predică structurată din trei puncte. Primul punct spunea pe următor, câștigă cât poți. Nemulțumitul îl chiotește pe prietenul lui Bocăi și zice, mă împlinesc, zice predicatorul ăsta, îmi place cum spune, cum vorbește. Să predică fain la voi. Al doilea punct al predicii era acesta, economisește cât poți. Din nou îl chiotește și zice, grosav, zice. Să strângi, să aduni, să economisești, să ai acolo. Bine, zice, să știi că mai bine la biserică. A treia punct al predicii era acesta. Dăruiește cât poți. Uimit, stârnit de ce nici auzit, se uită la prietenul meu copil și zice, măi, cum am putut să strice tot mesajul ăsta? Atât de bine a fost până acum. Uite ce zice, să te dăresc. S-a ridicat și a plecat din biserică. De ce? Pentru că conștiința lui și în inima lui nu se găsea atitudinea aceasta de mulțumire, de conștiință înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea mulțumire din partea fiecăruia dintre noi. Dacă vedem toate acestea, să știți că accentul nu cade pe porumb, pe dobleac, pe pâine sau nu știu pe ce. Accentul cade pe cel care a dat către Domnul, sursa tuturor binecuvântărilor care este Dumnezeu. Și îl merită închinarea și îl merită mulțumirea în dimineața aceasta. Omul, da, omul dorește să fie independent. El nu dorește să aibă treabă cu Dumnezeu. Nu-i așa? Dacă nu plouă, omul găsește, nu? Irigați sistemul acesta de a iriga pământul. Dacă nu avem, nu-i nicio problemă. Importăm, au alții. Dar mă gândeam, oare ce semnificație mai are sărbătoarea mulțumirii, a recunoștinței pentru creștinul din secolul 21? Pentru agriculturul acela de la oraș? Mai duce ceva semnificația acestei sărbători? Mă gândeam la agricultorul de altă dată, omul acela simplu, care atunci când trebuia să-și pună sămânța în pământ, o punea cu nădejdea că Dumnezeu va face o minune. Că Dumnezeu va da soare, va da apă și pământul va rodi. Cât soare dintre noi mai gândim la acesta? Să știți că Dumnezeu în dimineața aceasta nu se uită la lucrurile astea, dar sunt frumoase. Zovada credincioșie Lui, dar Dumnezeu se uită la inima mea și la inima dumneavoastră. Suntem noi mulțumitori lui Dumnezeu pentru ceea ce ne dăruiește El? El este Tatăl nostru care ne poartă de grijă. Credincioșia Lui este atât de mare bunătatea Lui față de noi. Și vrea ca inima noastră să fie plină de recunoștință și plină de mulțumire. Spune Apostolul Pavel în epistole sale, mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl în numele Domnului Iisus Hristos. Cine aduce mulțumire, spunea psalmistul, acela mă proslăvește. Vrei să-L slăvești, să-L binecuvintezi pe Dumnezeu în această dimineață? Vină cu inima ta mulțumitoare, inima ta plină de recunoștință. Și recunoaște pe El ca acela care este Creatorul, Susținătorul, Dătătorul tuturor binecuvântărilor. Vă invit din nou să ne ridicăm în picioare. Și haideți să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Știți, n-am vrea ca
Sărbătoarea aceasta a mulțumirii să se sărbătorească o singură zi pe an. Dumnezeu să ne dea o inimă care să mulțumească tot timpul. Și dacă unii oameni caută să fie independenți de Dumnezeu, Dumnezeu să știți că are copii credincioși care sunt dependenți de El. Vă invit să venim din nou în rugăciune. Și oricine este îndemnat, cu motive de laudă, de mulțumire, să ne spune lucrul acesta și prin cântare. De n-ai fi fost tu de partea noastră, spune cântarea cu care am vrea să lăudăm pe Domnul. Am fi ca praful luat de vânt, am fi o carne fără viață, rădăcitoare pe pământ. Uniți-vă împreună cu noi și haideți să lăudăm numele Domnului. După această cântare, sora Ioana va lăuda și ea cu cântare pe Domnul.